Elena Udrea a lăsat hainele smereniei acasă cu noaptea în cap. Blonda de la teologie a venit la sediul DNA îmbrăcată cochet și cu o eșarfă leopard la gât. Mai mult, deputatul a făcut glume cu jurnaliștii. Elena Udrea a fost chemată să-i se aducă la cunoștință că a fost extinsă ancheta penală pe numele ei. Ce faceți la ora asta aici? Am, așteptați. Pentru mine stați aici. Nu știu, vă spun când ies. Chiar dacă a venit cu bună dispoziție în fața procurorilor, Elena Udrea nu a primit vești pe placul ei. Procurorii anticorupție au extins acuzațiile pentru aceasta după votul dat marți de parlamentari. Udrea este acuzată și de instigare la luare de mită pe lângă spălare de bani, în dosarul în care este anchetată și fiica cea mare a lui Traian Băsescu. De ce v-au chemat procurorii? Să extind urmărirea penală după votul din Parlament. Păi m-am dumirit de data trecută, nu trebuia mult să mă dumiresc, dar este cu atât mai mult evident că este un dosar de campanie, cu cât este clar că se dorește urgentarea trimiterii în judecată fix în campania electorală. Deci avem un agent electoral foarte eficient care se implică în campania electorală făcând dosare partidelor care nu ar trebui să intre în Parlament sau parlamentarilor, candidaților care nu ar trebui să intre în Parlament. Deputatul spune că în acest dosar ținta este fostul șef al statului și că ea este undeva pe plan secund. Mai mult, Elena Udrea lansează declarații fix din ușa DNA, cum că dosarul este făcut în campanie electorală și sunt vizați toți parlamentarii și partidele politice care nu trebuie să facă parte din noul legislativ.